În țară au fost înregistrate 6 cazuri de gripă sezonieră, 5 dintre care sunt în municipiul Chișinău. Cazurile de gripă sunt confirmate prin metoda de laborator. Din aceste 5 cazuri, 3 sunt la copii. Aceștia primesc tratament și îngrijiri medicale. Cu părere de rău, nu avem încă vaccinul venit în Republica Moldova pentru a începe vaccinarea. Totodată atragem atenția că în Ucraina deja sunt înregistrate sute de mii de cazuri de gripă porcină. Sunt și decesuri. Cei care vor să călătorească fie în Ucraina, fie în România, unde la fel sunt câteva județe în care sunt cazuri de gripă, trebuie să ia măsuri de protecție, a declarat Mihai Moldovanu, șeful Direcției Municipale Sănătate. Semnul rutier care indică o săgeată verde pe fundal negru va fi instalat peste tot în municipiul Chișinău pentru a evalua eficiența acestuia, a anunțat primarul general. Au fost unele obiecții că acest semn ar crea probleme. Haideți atunci să-l instalăm peste tot și să vedem o perioadă dacă într-adevăr ne creează probleme și dacă se va confirma, atunci vom renunța la unele intersecții, a menționat Dorin Chirtoacă. Totodată Ștefan Racu de la Exdrupo a precizat că recent au mai fost instalate 60 de astfel de plăcuțe, fiind astfel suplimentate toate adresele unde nu se creează impedimente pentru fluidizarea traficului. Edilul a mai adăugat că vrea ca, după ce procesul de instalare a plăcuților să fie finisat, să fie anunțat acest lucru public. După aceasta, luăm un termen de a verifica unde avem o situație mai complicată, dar pentru asta trebuie să treacă timp, verificările să fie în diferite anotimpuri. Doar după asta vom vedea dacă e cazul să se renunțe, a mai spus edilul. Menționăm că semnul cu săgeata verde arată că după oprirea vehiculului la semnalul roșu al semaforului, respectând măsurile de precauție, este permisă deplasarea în direcția săgeții. Președintele PAS, Maia Sandu, afirmă că va insista pe scoaterea Consiliului Coordonator al Audiovizualului de sub control politic. Ori e nevoie de demascarea mass-media ce trunchiază realitatea. Trebuie să demascăm mass-media care vrea să ne creeze o imagine deformată și trunchiată a realității. Vom insista pe scoaterea CCA de sub controlul politic și vom cere modificarea legislației pentru a nu permite concentrarea mass-media în mâinile unor actori politici, se mai arată în mesajul Maiei Sandu. Aceasta a mai adăugat că CCA, instituție de reglementare, a aplicat tendențios și selectiv legea, favorizând anumite surse mass media. Contactați de RTR Moldova, reprezentanții CCA au declarat că vor reveni cu un comentariu pe parcursul zilei vis-a-vis de afirmațiile liderului PAS. Moment savuros, marca Dorin Chirtoacă la ședința operativă a primăriei. Participanții la întrunire au râs de edil când acesta a povestit despre părerea unora care spun că forma cam strâmbă a bradului instalat în Piața Mare a Dunării Naționale reflectă starea de spirit a primarului. Asta înseamnă că dumneata ești medic, psiholog. Dacă găsești un brad după cum e starea de spirit a primarului, îl aduci în piață. Acum nu știu dacă domnul Vereșco l-a decorat în modul corespunzător. Poate a pus mai multe lumini și poate unele trebuie date jos. S-a adresat edilul către el. Fierie Haruță de la Spații Verzi și Nicolae Vereșco de la Lumteh. În același timp, Haruță a precizat că, potrivit datelor sale, 80% din locuitorii capitalei sunt mulțumiți de aspectul pomului de Crăciun. Chirtoacă a adăugat că, până la urmă, atmosfera contează și bucuria oamenilor și nu bradul în sine. Parlamentul trebuie dizolvat în regim de urgență. Acest deziderat este spus din ce în ce mai apăsat în ultimul timp de către liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Într-o postare pe rețelele de socializare, primarul de Bălți mai scrie că sunt necesare alegeri parlamentare anticipate, în urma cărora ar fi formată o altă majoritate parlamentară, care ar desemna un nou cabinet de miniștri și care ar scoate țara din captivitate. Demisie și alegeri anticipate, iată luzincile care ar trebui să unească toate forțele sănătoase ale societății noastre, a mai precizat în mesajul său Renato Usatăi. Menționăm că și președintele ales, Igor Dodon, a declarat că va pleda pentru dizolvarea actualului legislativ. La fel, acest deziderat a fost declarat și de către liderul PPDA, Andrei Năstase. Vladimir Curbet, conducătorul artistic al ansamblului Joc, își sărbătorește ziua de naștere, maestrul împlinind onorabila vârstă de 86 de ani. Cu acest frumos prilej, Vladimir Curbet a primit mai multe mesaje de felicitare pentru activitatea sa și munca depusă atâția ani la rând cu dăruire și suflet. Vladimir Curbet a fost numit conducător artistic și prim maestru de balet al ansamblului moldovenesc academic de stat de dansuri populare Joc în anul 1957. Cu acest colectiv artistic, maestrul a montat circa 50 de spectacole de dans. Vladimir Curbet este cetățean de onoare al municipiului Chișinău, laureat al premiului de stat Cavaler al Ordinului Republicii și deținător al altor titluri prestigioase. Primăria Generală a anunțat că examinează posibilitatea denumirii sau redenumirii unei străzi din capitală în cinstea maestrului.